Salut la toți! Studiem limba JLC, deja suntem la lecția numărul 27. La această lecție noi vom vorbi despre tablouri unidimensionale. Dacă veți auzi cuvântul tablou unidimensional sau cuvântul vector sau array, să știți că asta este una și aceeași. Deci când vorbim despre array sau vector sau tablou unidimensional, este tot același lucru. Înainte de a vorbi despre tablouri unidimensionale, eu aș dori să arăt un exemplu când noi ar trebui să folosim tablouri. Deci, la început o să vă arăt practica mai puțin bună, iar apoi o să trecem la o practică mai eficientă. Spre exemplu, aveți o clasă și în această clasă 5 elevi au primit note. Deci, și noi vrem să păstrăm aceste note în niște variabile. Pentru aceasta vom avea nevoie de 5 variabile. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 și nota 5. Dați să creăm aceste variabile. Eu propun ca aceste variabile să fie de tip unsigned char. Din ce motiv? Deoarece unsigned char consumă puțină memorie, doar un octet, spre deosebire de int care consumă 4. Și noi nu avem nevoie de valori foarte mari. Deci vom avea nevoie de valori de la 0 până la 10. Asta nouă ne este mai mult ca suficient. Deci vom crea variabila nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 și nota 5. Iar apoi vom atribui în aceste variabile notele. Deci avem notele și după cum observați această practică, noi am creat foarte multe variabile, 5 note, și dacă va trebui să avem 10 note, va trebui să creăm 10 variabile, iar dacă 20 de note, 20 de variabile. Și după cum observați, este foarte greu de prelucrat aceste variabile. Când vom efectua cu ele operații mai complicate, va fi și mai greu, așa că aici ar fi bine să folosim un tablou. Ce este un tablou? La început, da, să ne aducem aminte ce este o variabilă. Deci o variabilă este o cutie în care noi păstrăm date. Spre exemplu, aici am creat o variabilă de tip întreg pe care am numit-o x și în x am păstrat valoarea 8. O cutiuță în care se află o valoare de tip întreg. Ce ar fi tabloul? Tabloul ar fi o cutie mare în care sunt mai multe cutii mici. După cum observați, aici sunt 5 cutii, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5. Și toate aceste cutii se află într-o cutie mai mare. Dacă să ne uităm mai sus la declararea tabloului, avem un tablou de tip întreg pe care am numit x și care are 5 elemente. În paranteze pătrate, dimensiunea tabloului. După cum observați, aici avem 5 elemente, deci 1, 2, 3, 4, 5. Fiecare element din tablou își are o adresă. Cum și fiecare persoană își are adresă, fix așa și fiecare element din tablou își are adresa sa. Dar care este adresa, spre exemplu, primului element? Sau, mai corect spus, indicele. Indicele primului element este 0, la al doilea este 1 și tot așa. De ce de la 0? În programare, numărarea începe de la 0. Sub indice, eu am în vedere ordinea. Deci avem 5 elemente, acesta este primul și indicele lui este 0, 1, 2, 3, 4. Spre exemplu, eu aș dori să extrag valoarea din tabloul x din a doilea indice. Cum eu pot face asta? X de 2. X în paranteză pătrate 2 va lua valoarea din tabloul x cu indicele 2. X cu indicele 0 va lua primul element și aceasta la noi va fi minus 77. Deci avem aici minus 77. X cu indicele 2 va fi 5, ultimul indice la noi este 4. X de 4 la noi va fi 7. Fiți atenți să nu ieșiți după limitele tabloului. Dacă eu voi face X de 5, iar eu nu am elementul sub indicele 5, vă rog frumos să nu încurcați mărimea tabloului și indicele. Mărimea indică câte elemente vor fi în tablou, deci noi aici avem 5 elemente, iar indicele a câtelea element. X de 5, asta la noi va fi a șaselea element. După cum știți, numărarea începe de la 0, iar la noi nu există așa element și aici programul nostru se va referi la o zonă de memorie necunoscută. Fiți foarte atenți în așa cazuri. Alte limbaje de programare precum Pascal ar da o eroare în acest caz, iar limbajul de programare C este mai liberal și el va permite să ieșiți după limitele unui tablou. Deci dacă pe scurt, un tablou nu este altceva decât un șir de elemente.
În cazul nostru este un șir de numere întregi, de ce? Deoarece am declarat tabloul nostru de tip întreg. Iar acum, dați să refacem programul dat. În loc de toate 5 note, putem să folosim un singur tablou, pe care îl vom numi note. După cum știți, acolo sunt 5 note, mărimea tabloului va fi de 5 elemente. Iar acum vom lua și modifica atribuirile. Deci nu vom avea nota 1, dar nota cu indicele 0. Asta la noi va fi prima notă. Nota cu indicele 1 va fi a doua și tot așa. Avem notele. Vă rog frumos, din această lecție trebuie să rețineți că numărarea elementelor într-un tablou începe de la 0. Un tablou nu este altceva decât un șir de niște elemente. În cazul nostru, în program, avem unsigned char și aici un moment important că tabloul poate conține elemente de același tip. Deci nu poate să fie ca într-un tablou să fie primul element de tip int, al doilea de tip char, al treilea de tip short și tot așa. Toate elementele sunt la fel. Dați să afișăm conținutul acestui tablou. Deci aici fiți atenți, nu variabila notă, dar note. Noi am numit tabloul nostru note. Am afișat notele noastre, iar acum dați să vedem ce va fi păstrat într-un element al tabloului, dacă el nu a fost inițializat. Deci după cum observați, aici avem aceeași istorie, cum și cu variabile. Deci dacă variabila n-a fost inițializată, atunci ea păstrează un gunoi oarecare din memorie. Aici este la fel aceeași istorie. După cum observați, avem valorile 0, 128, 0, iar apoi 64 și tot așa. Deci vă rog să fiți atenți în aceste momente. Dați să întoarcem programul nostru cum era și acum vom încerca să ne referim la o notă care nu există. Deci am accesat o zonă de memorie care nu a fost alocată special pentru noi. Deci la fel avem un oarecare gunoi din memorie și în aceste cazuri trebuie să fiți foarte atenți, deoarece riscați să aveți erori în program și trebuie să țineți cont de mărimea tabloului vostru. Această lecție eu o voi împărți în mai multe părți. Pentru partea întâi eu cred că ajunge. Dacă aveți unele întrebări, vă rog să mi le adresați sau puteți să le adresați pe forum și cineva vă va ajuta. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept la partea numărul 2.